Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt cum pun eu o coadă de topor. Un alt clip față de ce v-am obișnuit de altfel. Am aici toporul, dar o să vă povestesc imediat despre el. Asta era coada veche, o coadă din lemn de salcâm. Avea o pană metalică aici în capăt, într-adevăr a crăpat. Oricum, toporul n-a mai fost utilizat de foarte mult timp. L-am găsit în trusa lui tata de scule, aruncat pe acolo. Toporul, ca idee, este forjat manual, este din inox, din oțel inox, cred că se și vede, stă de foarte mult timp, într-adevăr nu este ascuțit, dar calitate foarte bună și un topor foarte bun pentru ceea ce vreau eu, un topor pentru bushcraft. Aici este și noua coadă pentru acest topor, este o coadă din lemn de frasin, prelucrată manual, făcută de un prieten și finisată de altfel, după câte se poate vedea. Ca să nu lungesc foarte tare vorba, o să-i dau drumul la treabă. În momentul de față am o situație pentru că nu măsurasem înainte diametrul interior al găurii toporului și coada e puțin mai îngustă. Va trebui să tai o bucată din partea asta de coadă, astfel încât să ajung la un diametru cât mai mare. După care să o cioplesc puțin, o să folosesc, eu am un cuțit aici de la Mora, care e foarte, foarte bun și ieftin pe deasupra, dar își face treaba foarte bine. Are și o patină foarte frumoasă pe care i-am dat-o eu, uns cu ulei, e ce trebuie. Cuțitele astea de la Mora de obicei sunt din oțel carbon și există riscul să ruginească. Dacă nu le aplicați o patină pe ele, vor arăta urât, dar așa uitați ce bine arată. O să mai tai aproximativ un centimetru. Ce esență frumoasă are. Bun, mi-a semnat acum și partea asta o să cioplesc. N-am nevoie să cioplesc foarte tare decât capetele astea. I-am bătut coada. Are spații, o să vină aracet, pana și o să batem pana până când lemnul va atinge atât pe partea asta cât și pe partea asta muchile toporului.
Cam asta e rezultatul după ce l-am bătut. O să las așa să usuce 24 de ore, după care voi tăia pana și între timp o să mă apuc să-l ascut, după care îl testăm și vedem ce iese. Așa arată rezultatul final după ce l-am terminat. L-am și polișat un pic. L-am luat cu un șmirghel mai mare de 80. Așa arată toporașul meu din inox. Are o muchie de o jumătate de centimetru, am lăsat-o eu și așa va rămâne. Practic, ăsta e rezultatul final. Arată foarte bine acum, îmi place foarte mult. Dai să-l și testăm să vedem ce poate. Am aici o bucată de fag, e spart de mult timp, e uscat. Hai să vedem ce poate. Înainte de a încheia, să facem o scurtă recapitulare. Lama toporului iese din inox, coada din lemn de frasin, coada făcută manual, lama forjată la fel manual. Și ăsta e rezultatul. Un topor de 35 de centimetri, undeva la 450 de grame, 500 de grame capul topor. Total nu depășește, nu știu, 750 de grame. E exact cum trebuie. Ăsta e rezultatul final. Dacă v-a plăcut clipul și credeți că v-a fost de folos, nu uitați să-mi dați un like, să-mi scrieți părerile voastre în secțiunea de comentarii, iar până data viitoare, eu am fost Cosmin, numai bine!